Mergem mai departe. Premiul de excelență pentru cariera diplomatică dedicată interesului național, excelența sa, Simona Mirela Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențial, delegația permanentă a României pe lângă UNESCO, de asemenea în legătură directă cu noi, doamna Miculescu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sunt foarte recunoscătoare grupului de presă Media 1, Institutului Național de Statistică, juriului format din atâtea personalități proeminente, precum și distinșilor, distinsului ministru al apărării, distinse doamne consilier prezidențial, pentru această onoare deosebită de a mi se acorda un premiu de excelență în cadrul unei gale care conține în titlul său chiar chintesența profesiei de diplomat. Protejarea României. Ceea ce fac de peste 30 de ani. Primesc cu smerenie acest premiu, dedicându-l tuturor colegilor mei diplomați din Ministerul de Externe și mai ales colegelor mele, care se află pe baricadele iubirii de România în fiecare zi. Felicitări și laureaților, celorlalți laureați din această seară. Este un eveniment cu multiple semnificații onorante pentru mine ca diplomat și ca român. Se desfășoară sub egida celei mai înalte instituții a elitei românești, Academia Română, într-unul dintre cele mai frumoase și mai simbolice locuri din România, Cercul Militar Național, într-o zi sfântă în care sărbătorim 163 de ani de la înfăptuirea Micii Uniri, în luna în care se împlinesc 160 de ani de la constituirea primului guvern al țării noastre și, cel mai important pentru mine, în anul în care diplomația română împlinește 160 de ani. Diplomații nu sunt obișnuiți cu premiile pentru că discreția și confidențialitatea încă mai sunt cuvinte cheie ale activității lor. De aceea tot ce pot să fac în afară de a vă adresa din nou caldele mele mulțumiri este să vă asigur că mândria de a fi român și dorința de a proteja România și interesul său național sunt și vor rămâne motorul perpetu al tuturor demersurilor mele, oriunde aș fi. Și voi fi și de acum încolo inspirată de o deviză care m-a motivat mereu pe mine și pe toate echipele pe care le-am condus pe Mapamond. Nimic nu înlocuiește excelența, nici măcar succesul. Și aș zice eu, numai împreună vom atinge excelența cu și pentru România, așa că hai să dăm mână cu mână. Mulțumesc!